Domnule ambasador, ascultându-vă îmi dau seama că știți aproape perfect limba română. Cum ați învățat atât de bine limba noastră? Asta, se, asta este al doua mandat care sunt aici. Între in, in, anii 97 și 2000 am fost viceambasador aici, în România. E, și atunci, înainte să vin în România, am învățat limba română. E, nu era ușor, nu e limba ușoară. Dar după ce am trăit aici trei ani de zile, cred că a fost mult mai ușor de a vorbi. De 20 de ani n-am folosit limba română și acum încet, încet încerc să se curgă. 5 ore pe zi cu profesoare de limba română. În trecut era de 5 ori pe, pe săptămână, fiecare zi trei sau, pot, sau patru ore. Dar, după șase luni de a învăța, am ajuns în România și am văzut că nu pot să vorbesc limba romană. A fost greu, dar m-am închinuit și până în sfârșit am reușit. Încă v-ați anunțat într-un fel venirea aici, în România, printr-un clip video, în care spuneați tot în limba română că România este undeva în inima dumneavoastră? Așa este. Există o vorbă la noi. Și cred că este potrivită și pentru România. Se poate scoate pe cineva din România, dar nu se poate scoate România de această persoană. Și asta este ce eu am simțit după ce am trăit aici trei ani. M-am simțit legat de societatea dumneavoastră. Relația, relațiile care erau și care sunt între Israel și România este ceva deosebit. Și pentru un diplomat, așa a fost în trecut și așa este în prezent, un diplomat care sta într-o țară așa de prietenoasă este un avantaj. Este un avantaj foarte mare. Sunteți recunoscut în mediul diplomatic ca un om care face niște campanii de rebranding al Israelului. E nevoie de așa ceva în România, de un rebranding a Israelului pentru România? Orice țară are dificultăți cu imaginea ei. E adevărat atunci când vorbim despre Israel, e adevărat când vorbim despre Statele Unite, e adevărat când vorbim despre Germania, e adevărat când vorbim despre Franța, e adevărat când vorbim despre România. Așa că fiecare țară trebuie să ia măsuri pentru a îmbunătăți imaginea ei în străinătate. Și faptul că e, în ultimii 20 de ani m-am ocupat de această de profesie. De a îmbunătăți imaginea Israelului în lumea, mai ales în Statele Unite, asta arată că există această nevoie. Și multă lume mă întreabă ce putem noi să facem când merg, când călătoresc în alte țări. Și răspunsul meu este foarte ușor. Nu se poate face un lucru și gata. Și mâine imaginea o să fie mai bună. Nu, asta este un proces. Este un proces care durează și durează mult, și trebuie să fie făcut într-un mod profesional. E... Și rezultate se vede numai după câteva ani. Nu este ceva care se poate fi făcut într-o lună sau două. Asta este un proces. Știu că poate părea un pic bă, neconfortabilă întrebarea, dar. Și credeți că renunțește nou în procesul de rebranding al României în Israel? În primul rând, dumneavoastră trebuie să hotăriți dacă acest proces este necesar. Și după ce o să ajungeți la, cea, la, să ajungeți la această concluzie, atunci trebuie să fie un research, trebuie să fie făcut e, un research, un studiu și atunci puteți să porniți să ne bazăm în trecut, Israel, înainte să, facă acest eris acest, acest noi ne, ne bazăm pe ce credem noi că trebuie făcut. Dar nu se lucrează așa. Numai în momentul în care noi am înțeles că trebuie să lucrăm ca și cum este o societate privată. E adevărat că Israel sau guvernul israelian a hotărât să funcționează ca o societate privată. Ce face o societate privată când vrea să știe care este problema, dacă este o problemă în imaginea ei? Face un studiu. Și asta este ce noi am făcut acum 15 ani, și după ce am văzut rezultați, atunci am știut ce trebuie de făcut. Cum se vede, în opinia dumneavoastră, ca diplomat, faptul că România nu a numit un ambasador atât de mult timp în Israel? Cred că în primul rând, este o problemă, fiindcă o țară prietenoasă e, sau între două țări prietenoase, ca Israel și România, un ambasador este mult mai mult decât un funcționar. Un ambasador este o persoană, este un simbol. Și vreau să cred, vreau să vă, că o să vedem în viitor apropiat, un ambasador roman în Israel. Veniți în România într-o perioadă de tatunări, de negocieri, am mutarea ambasadei la, la, Ierusalim. Ați avut discuții și chiar promisiuni favorabile de la guvern și o temperare de la președinție. Suntem membri ai Uniunii Europene, care știm cu toții ce poziție are și avem niște obligații. Cum vedeți derularea negocierilor? În primul rând, trebuie să l punem într-un context mai în larg. Ierusalim este capitala Israelului de acum 3000 de ani. Legătura între Israel și țara sfântă, legătura între Israel și Ierusalimul a început acum 3000 de ani. Fiecare piatră pe care calcam la Ierusalim are această istorie. Această istorie de legătură între poporul evreu și Ierusalimul. Acum, haideți să vedem ce se întâmplă în realitatea. Guvernul Israelului unde sta? Stă la Ierusalim. Fiecare ambasador care vine și prezintă e de acreditare lui, unde îl face? La Ierusalim. Unde sta președintele, președintele Israelului? Guvernul unde stă? La Ierusalim. Parlamentul unde stă? La Ierusalim. Așa că, de fapt, Ierusalim este capitala Israelului. Acum, ce noi cerem? Cerem că prietenii noștri o să recunoască Ierusalim drept, capitale. Asta este. Acum vorbim despre Europa sunt niște țări în Europa, în Europa, care au avut această intenție și au făcut niște pasuri. Vorbim despre Cehia, vorbim despre Ungaria și așa mai departe. Dar până la sfârșit, Ierusalim e recunoscută ca capitală Israelului. Și noi ce cerem? Cerem mutarea ambasadei, ceva care este cel mai logic de făcut. Războiul din Siria, pe lângă migrație și moarte, a mai pus la încercare relațiile internaționale, la grea încercare, printre țările care au fost foarte puternic implicate, e și țara dumneavoastră și mă refer la incidentul cu, cu Rusia. Cum vede Ierusalimul Rezolvarea problemei, pacificarea zonii? În zona respectivă sunt e, mai multe e, țări care joacă un rol și un rol important. Vorbim despre Turcia, vorbim despre Iran, vorbim despre e, Rusia, do vorbim despre Siria și așa mai departe. Lucrul care pe noi ne deranjează foarte mult este. Faptul că Iranul e în Siria. Și de ce e ceva îngrijorător? E îngrijorător fiindcă Iran sau Iranul vrea să destabilizeze zona noastră. Dacă Iranul este într-o zonă, înțelegem că ceva negativ o să se întâmple acolo. Asta s-a întâmplat la Liban, în Liban, asta s-a întâmplat în alte locuri în lumea unde Iran era e, acolo. Și faptul că Iran acum este în Siria, asta este ceva care noi nu putem să îl acceptăm. Și nu putem să acceptăm fiindcă știm ce și cum Iran funcționează. Unu. al doilea Iran, în același timp, este Iranul, în același timp, e o țară care nu numai că vrea să destabilizează Orientul Mijlociu, are și e, o aspirație nucleară. Și atunci când aceste două componente se pun împreună, atunci zona în care trăim este o zonă nesigurată. Libia se Întâmplă cam ce se întâmpla în Siria la început? Ne îngrijorăm? Se repete scenariul, credeți? Problema cu Libia e aceea problemă care a fost sau care este cu Siria. Țara e formată de niște triburi. Nu este o țară cu, cu unica etnie. Este formată de niște etnie și faptul că e, vedem acest război între in societatea. נפר צ'ירה ודם אימיגרנס קרא פלק ודם קרא אינפלואנציה קרא אקזיסטה הסופרה אירופי.